Bacăul va fi, anul acesta, gazda Olimpiadei Naționale de Geografie, aflată deja la ediția 34-a, care se va desfășura în perioada 6-12 aprilie. În acest weekend vor fi primiți invitații și participanții, luni va fi festivitatea de deschidere oficială a întregului eveniment și din aceeași zi începe concursul efectiv. Sunt înscriși 224 de elevi din întreaga țară, selecționați în urma etapei județene a Olimpiadei de Geografie, care vor veni în Bacău însoțiți de 42 de profesori, dar și de cei 40 de membri ai Comisiei Naționale de evaluare. Olimpiada se va organiza la Colegiul Tehnic de Comunicații MV Carpen, având susținerea Ministerului Educației Naționale și a Inspectoratului Județean Bacău. O olimpiadă extrem de importantă, având în vedere rezultatele deosebite pe care le-au înregistrat elevii geografi în ultimii 2 ani. Mă refer aici la premiul 3 obținut acum 2 ani în Germania și mai ales premiul întâi pe națiuni în Kyoto 2013. Practic, în Bacău se va stabili lotul României pentru participarea anul acesta la Cracovia, la faza finală. Va fi o olimpiadă foarte complexă, fiind structurată pe 4 probe de concurs, o probă scrisă, una practică pe teren, o alta scrisă pe proba practică și una de baraj, prin care se vor stabili participanții la Olimpiada Internațională de Geografie. Vorbim de o probă de o mare specificitate, în sensul că elevii vor avea de recunoscut pe teren, pe anumite trasee predefinite, elemente geografice pe care le vor analiza cauzal la proba practică scrisă. Din acest punct de vedere, Olimpiada de Geografie poate fi considerată o olimpiadă la pătrat ca și grad de dificultate și complexitate pentru elevi. Festivitatea de premiere va avea loc sâmbătă 12 aprilie, în intervalul orar 10-12, la sala Ateneu a Filarmonicii Mihail Jora. Bacăul va fi reprezentat de 6 elevi, unul de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu, doi de la Colegiul Național Vasile Alexandri, unul de la Școala Miron Costin, unul de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești și unul de la Colegiul Național Grigore Moisil Onești.